înaintea meciului oficial? Nu aveam emoții pentru că știu cum ne-am pregătit, ceea ce am făcut la antrenamente, am pus în practică foarte bine la meci. Nu avem de ce să avem emoții, chiar dacă știam că jucăm cu Botoșani, o echipă foarte bună, o echipă care a pierdut play-off-ul, din păcate, pentru ei, dar noi am încercat să ne facem jocul și eu zic că ne l-am făcut destul de bine, am câștigat la un scor meritat, cred că mai puteam să mai dăm 2-3 goluri lejer, dar suntem bucuroși pentru cele 3 puncte. Dar îți pare rău așa că n-ai marcat primul gol? Nu am de ce să-mi pară rău, important este echipa. Nu contează cine marchează primul gol, al doilea, al treilea sau al câtelea este. Important este victoria și să luăm toate cele 3 puncte. Dar era și o miză, că s-a tot discutat în ultima perioadă, cine marchează primul gol. Da, nu, la noi în vestiar n-a fost nimic de genul acesta, nu cred că a fost presiune și asta s-a văzut. Importantă este, cum am spus, nu trebuie să ne facem pentru cifre sau ceva de genul, nu. Nu avem de ce. Dacă Rapidul câștigă, toată lumea e fericită. Emoții la acel penalti, mai ales că galeria accelea pe Cristi? Nu, n-am avut emoții. Nu, părea nu, că n-ai avut, dar... Nu aveam de ce să am emoții. Am văzut că toată galeria striga pentru că a ratat acel penalti și cred că de-aia îl strigau, dar nu, n-am avut emoții și asta cred că s-a văzut. Nu da. Sunt genul care... Cum a fost gestul lui? Nu m-am uitat. Nu l-am văzut. Eu mi-am văzut de treaba mea să fiu concentrat să bat penalti. Eu nu... N-am avut nimic. La penalti? Da. Nu avem ordine. Cine se simte cel mai bine, acela bate. Așa a fost mereu și așa va fi și de acum încolo. Și tu te-ai simțit cel mai bine? Da, eu am vrut să bat de la meciul cu Clinceni. Am spus dinainte de meci că avem penalti și voi bate eu. A bătut colegul meu, din păcate a ratat. Sper să dea gol data viitoare când va avea ocazia și așa mai departe. Cât de mare e avantajul ăsta pentru voi pe acest stadion? Păi cred că s-a văzut. Când ai un stadion plin și joci, adversarul intră, nu mai intră așa cum trebuie pe teren. Unii jucători pot spune că se sperie. Nouă ne dă un avantaj pentru că jucăm în 12 mereu, sau pot să spun 13. Pentru că ați văzut și dumneavoastră ce atmosferă senzațională și le mulțumim din suflet și sper ca la fiecare meci acasă să avem stadionul plin.